Un nou embargo din partea Federației Ruse. Restricțiile vizează fructele și legumele noastre și intră în vigoare de luni. Serviciul fitosanitar rus își motivează decizia prin încălcarea repetată a standardelor de calitate. De cealaltă parte, ANSA susține că decizia rușilor nu e determinată de calitatea produselor noastre și sugerează că e strict una politică. Dovadă e și faptul că, deși oficial, rușii interzic acum legumele moldovenești, acestea de mult nu mai sunt exportate în Rusia. Roselhoznadzor anunță că a luat decizia de a impune embargo la exporturile fructelor și legumelor moldovenești, deoarece a depistat mai multe insecte dăunătoare, care pot cauza prejudicii de miliarde producției rusești. Rușii mei spun că au cerut remedierea problemelor, dar că autoritățile noastre nu ar fi reacționat. De cealaltă parte, Agenția pentru Siguranța Alimentelor a precizat într-un comunicat că fructele și legumele moldovenești sunt exportate în peste 80 de țări ale lumii, inclusiv în statele Uniunii Europene, și niciuna, cu excepția Rusiei, nu a semnalat încălcări. ANSA notează că decizia autorităților ruse contravine principiilor fitosanitare internaționale și nu are la bază argumente reale. Piața europeană, care are condiții stricte în ceea ce privește calitatea produselor, are o cerere tot mai mare și apreciază fructele și produsele moldovenești. Rapoartele de laborator demonstrează lipsa dăunătorilor menționați în loturile analizate. Embargoul rusesc nu are nicio legătură cu calitatea produselor din Republica Moldova, se arată în reacția Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Instituția confirmă că a primit în ultimele două luni 8 notificări din partea autorităților ruse și a răspuns oficial la 5 dintre ele, atașând inclusiv rapoartele de laborator, care demonstrează lipsa dăunătorilor, și că la celelalte 3 notificări urmează să reacționeze după ce va avea rezultatele de laborator. La baza certificatului fitosanitar emis pentru export, atașează rapoartele de încercări. În niciun raport de încercări din loturile la care am primit notificare nu au fost depistate dăunători. În afară de Federația Rusă, notificări nu am primit nici de la ANSAR. Și atunci care credeți că este motivul? Despre motiv nu pot să mă expun. Cred că care a fost și data trecută. Reprezentanții instituției mai spun că nu au fost notificați oficial până astăzi despre decizia luată de Serviciul Fitosanitar Rus. Precizăm că, potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în primele 9 luni ale anului curent, Republica Moldova a exportat peste 44.000 de tone de mere în Federația Rusă, adică aproape jumătate din totalul de exporturi de mere ale țării noastre. La fel, în această perioadă, au fost exportate în Rusia 35% din totalul de cireșe, 22% din totalul de struguri și 9% din ponderea exporturilor de prune moldovenești. Cât ține de legumele noastre, despre care Moscova anunță la fel că le interzice pe piețele ruse, autoritățile noastre spun că Republica Moldova nu exportă legume în Rusia. Se știe însă că, înainte de august 2022, când Federația Rusă a interzis importurile de legume și fructe din țara noastră, invocând și atunci prezența unor dăunători, pe piața rusă ajungeau în jur de 90% din exporturile de mere moldovenești. Ulterior, Federația Rusă a ridicat treptat embargoul pentru companiile noastre, inițial pentru cei din raionul Orhei, apoi Găgăuzia și celelalte regiuni.